Noi am început acum două săptămâni să verificăm puțin cartierul Fabric, lucru care a scos la iveală o serie de deficiențe existente nu de azi, de ieri și nu din mandatul acesta, ci din anii anteriori, 20-30 de ani, în care nu s-a făcut nimic în zona de protecție a monumentelor istorice din Fabric. Din această cauză v-am prezentat o serie de clădiri degradate care sunt în zona de protecție a monumentului istoric și subliniez în zona de protecție a monumentelor istorice, care arată jalnic și sunt într-o stare de degradare pe care e greu să ți-o închipui dacă nu o vezi în poze sau la fața locului. Am avut o discuție cu cei care lucrează la bugetul primăriei, la rectificarea care se va face azi, când se va introduce până la sfârșitul anului. Azi se introduce 1 milion și în următoarea rectificare 5. Noi putem porni o serie de lucrări pe care până în decembrie să le putem plăti. Vom alege zonele, după părerea mea, piațetele trebuie făcute, cum e piața romanilor, de exemplu. Ar arăta extraordinar dacă am reușit să reparăm ceea ce vedeți dumneavoastră. Acum, deci, nouă ne trebuie 5 milioane de lei pentru a face cât de cât ceva în zona fabricului. Cele 5 milioane, clădirile, proprietatea primăriei, da? Pentru că trebuie să dăm exemplu că suntem buni proprietari. Că n-ai cum să... Noi amendăm pe el alți că nu fac, dar noi nu am făcut ce trebuia. Nu s-a făcut ce trebuia de 30, poate de 50 de ani. În mandatul nostru am reușit să le găsim aceste clădiri care sunt în mare suferință și să căutăm să începem un proces de reparații care, după părerea mea, va dura peste 5 ani. Deci nu e vorba că într-un mandat să poți să termini. Poți termina 5 piațete în funcție de resursele pe care le... Dar trebuie să vedem de unde se pot lua bani. Uite, 5 milioane s-au găsit de unde se iau. Bun, și acum, ne dă un milion. Deci vor fi alocați, un milion de lei. Pentru lucrări la... Nu, l-am băgat direct în proiectul care intră în ăsta. Reparații, clădiri, proprietatea primăriei. 1 milion și 5 milioane în decembrie. 4 milioane în decembrie. Păi, nu mă interesează, s-au dat aici. Asta e treaba directoarei economice. Că dacă nu găseau de unde să ia banii, le spuneam eu de unde să ia banii. Dar nu le-ar fi plăcut foarte tare să audă care erau resursele. Zonele piațete. Uite, avem, de exemplu, pe Ștefan cel Mare. De la fabrica de bere, încă 3 care sunt reparate acoperișurile, le faci fațada, deja ai iluminat puțin zona. Și, pe urmă, uite, piața romanilor. Sunt multe care încă mai păstrează acele modele care sunt pe fațadă, care încă nu s-au pierdut. Și în sensul ăsta, uitați-vă ușile. Ăsta e monument istoric, ușa asta. E nereparată, nefăcută. Astea sunt... monumentele Timișoarei. A dispărut modelul, a căzut, bună ziua. Cine îl mai reface ăsta?